Deci am clar următorul lucru, că funcția sinusului impară, simetric față de origine, deci minusul este în față, iar cosinus este funcție pară. Deci, să zic și eu așa, să le am aici, sinus de minus x egal cu minus sin de x și cosinus de minus x egal cu cos de x. Nu mai este minusul în față. Asta e pară și asta este impară. Impară. Deci funcția cosinus e funcție pară. Așa, hai să ne ducem și cu pară, da? Ușor, ușor. Să nu ne grăbim să facem toată chestia asta, că și eu bine. Îl tragi pe el și băgăm încă unul, da? Îl bagi pe ăsta, rezolvi treaba și pe și la al doi îi punem după aceea. Așa. Deci funcția sinus este funcție impară, cosinus este funcție pară. Nu știu, nu pot să renunț la tabelul ăsta. Chiar mult mi-ar trebui tabelul ca să vă fac și graficul tangente și cotangente. Deci, ați reținut sinusul. E și periodic. Cosinusul la fel e periodic. Uitați-vă de pentru tot așa, după o lungime de 2π. Dacă luăm asta de aici, am pornit așa, am ajuns aici. Și acum iar pornesc așa. Deci ar trebui să continui așa. Deci după tot o lungime de 2π și funcția cosinus. Așa, periodicitatea a lui sinus și a lui cosinus este exact 2π. Așa că am să scriu și sus, în partea asta, că cosinus de x plus 2π e egal cu cos de x. T-ul este același pentru amândouă. T-ul e egal cu 2π. Sinusul este funcție impară, iar cosinusul este pară. Deci aici impară pentru sinus și pară pentru cosinus. Pară. Iată că am rezolvat și ca asta. Deci, sunt periodice, sinusul și cosinusul sunt periodice, se repetă după 2π. Perioada T de 2π. Și multiplii lui 2π. 4π, 6π, dacă vrem, 8π și așa mai departe. Sunt una pară, nu? Despre paritate, una pară și alta impară. Impară e sinusul și pară e cosinusul. Acum ce ar trebui să vă fac? Să vă fac și graficul. Tangente și cotangente. Da. Spațiul ăsta așa e mic. Nu știu dacă reușesc în spațiul ăsta să fac tangenta și cotangenta. Dar am să fac următoarea șmecherie. Șterg bucata asta. Las numai până în pi, ca să mai fac un pic de spațiu. Și să încerc să construiesc graficul în porțiunea asta care mi-a făcut-o acum liberă. Da. Deci asta să fie axa x-ilor. Axa y-ilor. Așa. O x y. Da, o x y. Axa x-ilor, axa y-ilor. Să zicem că unitatea de măsură atâta, 3, 1, 2, 3 și un pic, aici ar fi pi, da? Pi supra 2, dacă este pi, pe aici undeva este pi supra 2, aici este minus pi, minus pi, minus pi pe 2. Exact.
Unde nu există tangenta? Tangenta nu există la pi pe 2. Dacă nu există, pun și o bară, că n-am să găsesc niciun Y pentru asta. Duc așa o dreaptă, paralel la axa Y-ul. Pentru că pe aici, nu pentru clipa în care voi avea la pi pe 2. Așa, la pi pe 2, nu la pi. Pi aici și pi pe 2 aici. Când voi avea unghiul de pi pe 2, nu găsesc tangente pi pe 2, nu există. La minus pi pe 2 la fel. Haideți să vedem, la 0 cât este? Tangenta 0 este 0. Tangenta în pi pe 4. Asta este pi supra 4. E 1. Tangenta pi pe 4 este 1. În sinusul la pi pe 4 era radical din cât la pi pe 4, aici este radical sinusul la pi pe 4, radical din 2 pe 2, da, așa este. Era egal cu cosinus, corect. Deci mai mic decât 1, vedeți, e mai mic decât 1. Sinusul ar fi mai jos un pic, aici la 4, 5, 1. Tangenta la 30 de grade, deci împart în 3, e radical din 3 pe 3. Cam atât bine, radical din 3 pe 3, să zicem, pe aici undeva. Dincolo e radical din 3, 1 și ceva, valoarea asta. Ei, cam așa ar veni tangenta și cu cât mă apropii mai mult, cu atât valorii se apropie și ele de dreapta asta, fără să fie... Este un fel de dreaptă care se lipește, se cheamă asta asimptotică. Dreptele acestea care trag graficul foarte aproape, se numesc asimptote. Aceasta ar fi o asimptotă verticală pentru grafic. Deci așa dreaptă care cu cât x-ul se apropie. Deci limita la stânga lui pi pe 2 este din ce în ce o valoare mai mare. La plus infinit se duce. Adică se întâlnește, cele două erau paralele, nu? În rest la plus infinit. N-am luat pentru unghiurile negative, dar merg ca o simetrie perfectă și se duce în partea asta. Așa. Deci asta ar fi graficul construit pe o lungime. Dacă m-aș fi dus în partea asta, când îl depășesc pe pi pe 2 un pic, l-am depășit, e minus 1 pe 2, tangent, nu, pardon, minus radical 3, minus 1, deci se întâmplă că dincolo, ca limită, dincolo de pi supra 2, deci limita în dreapta, este, nu, spre minus infinit, așa. Și în 3 pi pe 4 este 0, fără să vedeți, în 3 pi pe, nu, în 3 pi pe 4, unde în pi supra 2, în pi pe 4, în 3 pi pe 4 este minus 1, 3 pi pe 4 este minus 1, deci minus 1 aici, cum a fost 1 minus 1, așa, iar în pi, cât este? 0. Deci graficul va fi așa. Și va continua în felul ăsta. Și atunci se vede că porțiunea asta de aici vine aici. Da? Porțiunea de aici vine aici, la valori negative. Și așa mai departe. Cam așa arată graficul, funcții tangente, dar pe o zonă de la minus pi pe 2 la pi pe 2. Lungimea asta ar fi de pi. Și se vede că Y se repetă după lungime de pi. Sau dacă zicem de aici de la 0 la pi, am porțiunea asta și cu asta altă împreună vor face graficul de aici. Și dacă ar fi continuă, ar continua așa. Deci, dragii mei, tangenta nu există unde? Tangenta nu există în pi pe 2, minus pi pe 2, pi pe 2, 3 pi pe 2, 5 pi pe 2, 7 pi pe 2 și așa mai departe. Deci, tangenta e definită, funcția tangentă e definită pe iar, mai puțin niște unghiuri, fiindcă tangenta e simt pe cos, fiindcă la un moment dat sunt paralele, nu? În pi pe 2, 3 pi pe 2. Deci, 2K
Multipli impari. Deci 2K plus 1 de pi pe 2. Cu valori în ea. Deci tangenta e definită cu R în afară de unghiurile acestea. Ca și funcție, așa trebuie văzută. Că nu există în anumite în valorile acestea tangenta. În pi pe 2, nu mai există în minus pi pe 2, în 3 pi pe 2, dacă m-aș fi dus, dar nu me le-am părea. În tabelul care l-am șters, bucata aceea de 3 pi pe 2 era, unghiul acela era prevăzut acolo. Ce mai pot să spun? Că tangenta este și ea funcție impară. Este simetric față de origine. Deci, pot să spun că tangenta de minus x egal cu minus tangenta de x. Este funcție impară. Este, dacă vreți, periodică, după cât se repetă, după lungime de pi. Da? Pentru tangentă pot să spun că sinus de tangentă de x plus pi, tangentă de x plus pi, egal cu tangentă de x. Deci pentru tangentă și pentru cotangentă, să vedem, e egal cu pi. Pentru cotangenta să vă las să construiți voi graficul, veți vedea că sigur veți reuși, nu există acolo unde e clar în pi pe 2, nu există, nu, că în pi pe 2, nu, în 0 și în pi cotangenta nu există, în 0 și în pi, e paralelă cu dreapta. Deci cotangenta de x plus pi veți constata că este egal cu cotangenta de x. Deci perioada t e pi și multipli de pi, 2pi, 3pi și așa mai departe. În final, hai să concluzionăm și să spunem niște lucruri clare despre funcțiile trigonometrice. Ce am reușit noi să punctăm până clipa asta? Ce probleme merită să le reținem? Paritate. Cosinus este funcție pară. Cosinus, adică cos de minus x egal cu cos de x. Nu scoate minusul în față. La paritate. Sinusul, tangenta și cotangenta sunt funcții impare. Adică sinus de minus x egal cu minus sin de x. Cosinus de minus x, nu cosinus, tangentă, am început să o găsesc. Tangentă de minus x egal cu minus tangentă de x. Cotangentă de minus x egal cu minus cotangentă de x. Deci, iată-le pe cele trei, sunt sinus, tangentă și cotangentă, sunt funcții impare. Deci, cosinusul nu scoate minusul în față, da?